În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Într-un numele Domnului Sfințite Părinte Paroh, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Hristos a înviat! Preacucernice Părinte Paroh, preacucernici părinți împreună slujitori, în această frumoasă și binecuvântată troiță de slujitori, în această sfântă biserică, din această parohie, drept mărturisitori creștini, cu mila lui Dumnezeu, suntem astăzi în Duminica a treia după Sfintele Paști. Întotdeauna, în fiecare an, în Duminica a treia după Sfintele Paști, închinăm această duminică, această zi, femeilor mironosițe. Le pomenim pe femeile purtătoare de mir, pe cele care au fost foarte aproape de Mântuitorul, și mai mult decât atât, au fost primele mărturisitoare ale învierii sale. Ele au fost primele martore și primele mărturisitoare. Au fost primele, chiar și înaintea apostolilor, cărora tot ele le-au spus, am văzut pe Domnul. Ele au fost, deci, primii vestitori sau apostoli ai învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am luat cu toții aminte la momentul potrivit al Sfintei Liturghii că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, în care am văzut cum s-a întâmplat tot momentul acesta înălțător și binecuvântat al descoperirii sau revelației de către ele a învierii Mântuitorului și mai mult decât atât a întâlnirii cu Iisus Hristos, Domnul, cel înviat din morți. Ele, după ziua sâmbetei, pregătindu-se pentru ziua cea din tâi a săptămânii, s-au vorbit între ele și s-au gândit cum să facă să meargă să ungă trupul Mântuitorului potrivit obiceiului iudaic, să-l înmiresmeze cu aloie și cu balsamuri și cu mult mir, de mare preț, acest lucru fiind și un ritual religios iudaic din vremea Vechiului Testament și a prorocului Moise, dar era și un ritual împotriva descompunerii trupului celui răposat. Și ele, mergând pe cale, se sfătuiau cine sau cum le va prăvăli lor piatra de pe mormânt, care era una mare și grea. Și iată, ajungând înaintea mormântului Mântuitorului, descoperă că piatra a fost dată la o parte. Și mai mult, intrând în mormânt, văd un tânăr plin de lumină, alb, pe îngerul cel binevestitor, care le întâmpină și le spune lor: ați venit să-L vedeți pe Iisus? Nu este aici, El a înviat din morți. Și apoi ele, mergând pe cale, pline de bucurie și de nedumerire și de impresia ce le-a copleșit, se întâlnesc cu Mântuitorul. Ele au fost primele care au văzut și descoperit acest lucru și cărora li s-a confirmat acest lucru și mai mult decât atât, ele sunt primele care se întâlnesc cu Hristos, Domnul cel înviat din morți, care le spune lor: bucurați-vă! Astfel le răsplătește Hristos Dumnezeu curajul, loialitatea și devotamentul, credincioșia și fidelitatea lor. Curajul pe care l-au avut mai mult și mai mare decât chiar și al apostolilor, care stăteau ascunși de frica iudeilor și de toate cele întâmplate în ultimele zile, fiind extrem de copleșiți de toate și foarte
mâhniți și supărați că le-a plecat dintre ei Domnul, dar iată ele nu se lasă cu una cu două, se duc și Hristos Domnul le răsplătește acest curaj, această loialitate și această fidelitate cu vârf și îndesat. Și de atunci până astăzi și tot așa până la sfârșitul veacurilor, biserica noastră drept măritoare le va răsplăti lor minunea întâlnirii lor cu Dumnezeu și curajul mergerii înspre El, în întâmpinarea Lui, la mormânt, spre a lunge cu Sfântul Mir, dându-le sau închinându-le, oferindu-le această duminică a treia după Paște în fiecare an, cinstirii, pomenirii și omagierii sau comemorării lor. Și implicit astfel, biserica cinstește și omagiază femeia creștină și pe Maica Domnului, ocrotitoarea femeii creștine, pe femeile mironosițe și pe toate sfintele femei de-a lungul istoriei bisericii, de pe parcursul tuturor veacurilor care l-au mărturisit pe Domnul. Și iată, de la aceste femei învățăm că și noi trebuie să fim ucenițe, ucenici ai lor, a acestor ucenițe ale Domnului, a acestor apostoli de dinainte de apostoli sau pe lângă apostoli care, iată, au stat pururea lângă Domnul și cu Domnul, mărturisindu-L pe El și slujindu-L pe El. Din acest punct de vedere, ele trebuie să ne fie nouă exemple, modele și repere demne de urmat. Căci, iubiți credincioși, între multe altele, din evenimentul de astăzi, din această pomenire, prăznuire sau sărbătoare de astăzi, învățăm și reținem că noi trebuie să fim credincioși și drept mărturisitori creștini. La un moment dat, episcopul, atunci la liturghia la care participă un episcop în biserică, în cadrul Sfintei Liturghii, când este rânduiala spălării mâinilor, îl întreabă pe diacon cât suntem credincioși. Și diaconul îi răspunde, toți suntem credincioși. Și acest lucru se repetă de trei ori. Așa și noi, când ne va întreba cineva cât sunteți credincioși, să răspundem, toți suntem credincioși, toți cei botezați în numele Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Va să zică, toți noi, drept slăvitorii creștini, drept mărturisitorii creștini botezați în numele Preasfintei Treimi, trebuie să fim niște mărturisitori și niște apostoli. Fiecare acolo unde suntem, în locurile unde ne petrecem viața, unde ne desfășurăm activitatea, unde trăim, în familiile noastre, în satele, în localitățile noastre, la locurile noastre de muncă, în neamurile noastre, între rudeniile și neamurile noastre, să fim mărturisitori cu cuvântul, dar mai ales cu fapta, cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceasul. Și mă veți întreba, poate, cum să facem aceasta? Când veți merge prin fața unei sfinte biserici, veți trece prin fața unei sfinte biserici, să vă închinați cu Sfânta Cruce, cu semnul crucii în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este deja o formă de mărturisire. Acum, până la înălțare, cu oricine vă veți întâlni, să-l salutați cu Hristos a înviat, cu salutul pascal Hristos a înviat. Că vă va răspunde sau nu, dumneavoastră vă veți face datoria. Este o altă formă de mărturisire. Când veți ști pe cineva bolnav, să dați un acatist pentru el, un pomelnic, să-l aduceți aici la Sfântul Altar, ori să țineți o zi de post pentru el, ori să vă rugați, să vă adunați mai mulți și să vă rugați pentru el,
după îndemnul Mântuitorului care ne cere să ne purtăm sarcinile unii altora, este iarăși o altă formă de mărturisire. Când veți auzi pe cineva în tot felul de glume, bancuri și discuții de doi bani, pierzătoare de suflet și de timp, că ponegresc biserica, pe Hristos, pe Maica Domnului și pe Sfinți, să luați atitudine, să fiți niște apologeți, niște apărători ai bisericii, și este iarăși o altă formă de mărturisire. Cu siguranță, oricare dintre noi, fiecare dintre noi, în orice moment, în orice loc, în orice timp, putem avea binecuvântata ocazie sau fericitul prilej de a fi niște mărturisitori, niște drept mărturisitori creștini. Mărturisitorii bisericii nu sunt numai cei din calendare. Mărturisitorii bisericii, apostolii ei, nu sunt numai slujitorii consacrați ai bisericii, adică slujitorii Sfintelor Altare, preoții, ci în virtutea apostoliei universale sunt toți creștinii, drept slăvitorii creștini, botezați în numele Preasfintei Treimi, care prin taina Sfântului Botez au devenit fii și membri ai bisericii, ai acestei comunități liturgice, sacramentale sau euharistice. Când venim la Sfânta Liturghie, participând la Sfânta Liturghie, este iarăși o formă de mărturisire. Dând exemplu bun celor care nu vin, care acum abia se trezesc sau care acuză și reclamă că sunt tare obosiți, orică nu au timp și deci nu pot veni. Când ne spovedim, cum am făcut-o și în postul Paștilor, când venim să ne împărtășim la Sfânta Liturghie, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, cu Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie, cu trupul și Mântuitorul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care dacă îl vom mânca și îl vom bea, nu vom mai flămânzi și nu vom mai înseta în veac, este o altă formă de mărturisire. Când iertăm cuiva care ne-a nedreptățit, sau care ne-a mâhnit, sau care ne-a întristat, sau care n-a fost recunoscător față de binele pe care l-am făcut, măcar că ne este greu să depășim un asemenea obstacol, un asemenea moment, să-l gestionăm, și totuși dacă o facem, iertând toate, tuturor, pentru slăvita înviere, iarăși este o formă de mărturisire. Când avem răbdare cu un neputincios, cu un necăjit, cu un sărman, cu un amărât, sau îi adresăm o vorbă bună, un cuvânt cald, sau îi dăm un sfat bun unui aflat într-o dilemă, într-un moment de cumpănă, într-un moment de criză și de depresie sau de depresie, este iarăși o formă de mărturisire. Când îl chemăm pe preot în casele noastre, rugându-l să ni le sfințească, să ne sfințească casa și gospodăriile noastre, să ne facă slujba sfeștaniei, să ne sfințească toate ale noastre, ca astfel Hristos să sfințească familiile, viețile și sufletele noastre, iarăși este o formă sau o confirmare a mărturisirii noastre. Deci sunt atâtea feluri diferite, funcție de talanții noștri ai fiecăruia, funcție de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și cu care El ne-a înzestrat. Sunt deci atâtea feluri și forme diferite de mărturisire. Deci și astăzi se cere a fi noi credincioși și mărturisitori. După cum aceste femei mironosiți au fost, după cum apostolii care au prins curaj de la ele au fost, căci iată Mântuitorul s-a arătat femeilor mironosițe și apoi Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, iar seara, intrând prin ușile încuiate, tuturor celorlalți ucenici și apostoli, și ei s-au bucurat că a venit între ei și la ei Domnul și au mărturisit și lui Toma, pe care l-am pomenit duminica trecută și care în prima zi, în întâia zi a săptămânii, nu era acolo de față cu ei, împreună cu ei, am văzut pe Domnul. Iar peste 8 zile, când a venit iarăși Hristos Domnul prin ușile încuiate la ei și iarăși le-a spus pace vouă, și a fost și Toma, l-a încredințat pe el
de prezența lui reală și de învierea lui adevărată. Iar Toma ce a spus? Domnul meu și Mântuitorul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Noi când ne împărtășim, ce spunem după ce ne-am împărtășit? Am văzut lumina cea adevărată, am văzut pe Tatăl cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțite trăim închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Iată mărturisirea noastră a creștinilor, prinsă și desprinsă sau luată, izvorâtă și inspirată din Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, din Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie sau Euharistie. În orice moment putem recunoaște prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, existența lui în sufletele și în inimile noastre, bine știind și fiecare din experiențele proprii, din viețile noastre, știm că de multe ori El ne-a ajutat, El ne-a izbăvit, El ne-a scăpat, El ne-a apărat, El ne-a sfințit, El ne-a mântuit. Până la urmă, El ne va înveșnici și, de fapt, prin El, datorită Lui, ne putem noi îndumnezei. Până la urmă să înțelegem că rămânem la mâna și la mila lui Dumnezeu. Iar dacă lucrul acesta îl spunem și celor din preajma noastră, colegilor, vecinilor sau apropiaților noștri, du-te măi omule, vină omule la biserică, hai și roagă-te, haide și închină-te, haide și tu un acatist, hai fă și tu un pomelnic, hai vină și tu la un acatist, la o vecernie, la o slujbă, hai să ajuți și tu, hai să facem un bine, hai să ne implicăm și noi. Toate acestea și multe altele sunt forme de mărturisire pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dă nouă ca fiind tot atâtea ocazii prin care sau datorită cărora noi ne putem apropia, însoți și alipi de El sau, mai bine spus, înveșnici cu El. Aici, încă de aici, de pe pământ, ca astfel să rămânem și dincolo în ceruri, în comuniunea cea sfântă și veșnică din împărăția cea cerească a Preasfintei Treimi. Veți spune că e greu să împlinești ce-și cere Dumnezeu, ce cere Biserica, să împlinești învățătura lui Hristos, învățătura Bisericii. Nu este greu, nu este nici ușor, dar nu este imposibil. Veți spune că trăim într-o vreme, într-o lume a confuziei, a secularizării, a păcatului de tot felul, a patimilor de tot felul, a necredinței, a neputinței, a depresiilor, a sminteilor și tulburărilor de tot felul, a bombardamentului informațional, când nu mai știi ce să alegi, ce să culegi, ce să păstrezi, ce să reții sau ce să nu asculți și să nu asimilezi. A lumii acestea, a inteligenței artificiale și a civilizației sau a vieții online. Și veți spune că e greu în asemenea situații sau împrejurări să-L mărturisim pe Domnul și să fim deci niște adevărați și veritabili sau autentici propovăduitori sau mărturisitori. Cu aceste metode, cu armele vremurilor noastre îl putem doborî, învinge și bate pe vrășmașul diavol care permanent răgnește ca un leu căutând pe cine să înghită. Așa, punând în telefon și trimițând și altora un cuvânt de al părintelui Cleopa, un cuvânt de al părintelui Teofil Părăian sau de al părintelui Arsenie Papacioc, sau punând și trimițând unui om un acatist sau o icoană. Și iată, în mediul online se face lucrul acesta, se poate mărturisi. Putem fi niște mărturisitori. Sau când vorbim cu cineva la telefon și îl vedem că e tulburat și că e confuz și că e asaltat de multe, cu liniște, cu echilibru, cu discernământ și cu dreaptă socoteală,
să-l lămurim și să-l luminăm pe un asemenea om, să-i odihnim sufletul, să-i liniștim inima, să-i curățim cugetul de toate intemperiile ce se abat asupra noastră în această viață și pe acest pământ. De aceea venim la biserică, să prindem putere, să dobândim har, să obținem ajutor de la Dumnezeu și să mergem de aici spunând, l-am văzut pe Domnul, ne-am întâlnit cu El, unde, când, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când El ni s-a dat nouă mâncare și băutură din Sfântul Potir, în Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie sau Sfânta Împărtășanie. Nu numai că l-am văzut pe Domnul, l-am mâncat pe Domnul, m-am împreunat cu Domnul, El intrând în viața mea, în sufletul și inima mea și sălăjluind acolo, de unde să mă rog ca El niciodată să nu mai plece, iar eu niciodată să nu mă mai îndepărtez, ori să mă mai înstrăinez de El. Și toate acestea sunt forme de mărturisire. Cu curaj, cu demnitate, cu asumare, cu seriozitate, cu responsabilitate, și noi astăzi suntem chemați și îndemnați la a fi mărturisitori. În această lume a confuziei, a vrăjmășiei, a nevredniciei și netrebniciei, suntem chemați la a fi drept mărturisitori creștini, la a-L apăra pe Hristos, la a-L mărturisi pe El, la a-L sluji pe El, la a cinsti biserica, la a o apăra, sluji și înfrumuseța sau împodobi pe ea. Cum? Cu prezența noastră, cu participarea noastră, cu implicarea noastră, pentru că biserica este casa noastră și mai mult decât atât, după cuvântul Domnului, este cetatea pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Și atunci cine, care dintre noi n-ar vrea să fie adăpostit și să se afle în interiorul unei cetăți pe care Hristos Domnul ne-a asigurat că nimeni niciodată nu o vor birui, nici măcar porțile iadului. Deci mai multă siguranță sau certitudine sau încredere unde putem avea dacă nu aici, dacă nu în biserică, dacă nu la Sfintele Slujbe? Și câte nu putem face împreună, uniți fiind, toți în același duh, în aceeași stare, în duh de rugăciune, de împreună sfătuire, conlucrare și colaborare cu părinții noștri slujitori și duhovnici, părinții noștri duhovnicești, sfătuindu-ne cu ei, cerându-le sfat, povățuire, îndrumare, întrebându-i pe ei ce nu știm, lămurindu-ne și clarificându-ne cu ei, că de aceea sunt aici. Nu să ne luăm după tot felul de basme ori născociri omenești și lumești, ci întrebând aici, căci de vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești și atunci niciodată n-ai să greșești. Întrebând, sfătuindu-ne, rugându-ne împreună, cercetându-ne unii pe alții, cercetându-ne cugetele noastre, inimile și mințile noastre, ne vom întâlni cu Dumnezeu, cu Hristos Domnul, Cel înrăstignit, dar mai ales înviat. Și atunci și noi, plini de curaj și de Duh Sfânt și de însuflețire și de bărbăție, vom spune, precum odinioară femeile mironosițe, l-am văzut pe Domnul. De aceea, ziua de astăzi, care este închinată femeii creștine, tuturor femeilor creștine, în frunte cu Maica Domnului, cu toate sfintele din calendarele bisericii noastre, din calendarul bisericii și din sinaxarele, ori ceasloavele, ori mineile bisericilor noastre, tuturor femeilor creștine, noi astăzi se cuvine să le aducem prin os de cinstire și de recunoștință, de apreciere, de căldură, de sensibilitate, de omagiu și de admirație, și să le spunem, să vă adresăm un sincer și binecuvântat la mulți, buni, frumoși, fericiți și binecuvântați ani. Și astfel toți, din preună și la oaltă, de aici, din biserica
cea luptătoare de pe pământ, din această viață și din această lume, să dea bunul Dumnezeu, să ajungem cu toții în biserica cea biruitoare și triumfătoare a împărăției celei cerești și veșnice a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.